Așa, s-a făcut noapte și, bineînțeles, când vine noaptea, e beznă total. Au schimbat ăștia lumina în joc și nu știu ce pot să mai faci acum. Că fără foc nu mai vezi absolut nimic. Da, o să dăm noi foc aici și să facem ceva de mâncare, că, după cum vedeți... Oh, fuck, nu pe mine să mă fac de mâncare, să pun ceva la mâncare. L-a făcut, l-a gătit. Ok, cold și wet. Trebuie să stăm un pic în jurul focului să ne încălzim. Mai punem niște frunze în el. Mai dăm așa un pic să vedem dacă s-a făcut carne. Și din câte văd s-a făcut, cât de cât. Și acum îi dăm eat. E tare măcar că astea îți dau full mâncare. Iepurii și șopârlele și toate animalele. Oh, superb, a intrat în copac. Iepurile din copac. Cât de tare e asta. Iepure, vină cu iepure. Ok, nu fac probleme de mâncare pentru că v-am zis, am mâncare la greu. S-a mare grijă cu ăștia care explodează. Așa. Cred că vine o ploaie de aia mare. Deci cred că vine o ploaie de aia mare. Mai bag un foc aici. Și mă luăm niște sticks de pe undeva. Plin de sticks pe jos. Unde-i bricheta mea, mă? Pe aici? Uite. Așa. Dăm foc și aici. Oh-oh! Bine că am dat foc acolo ca să știu unde sunt mârlanii. 24 din 82. Hmm? Care-i șmecheria? Ai venit la petrecere? Ce faci? Bleh! Ce limbă ai? Hmm. Altceva mai știi? Da? Ok. Ok. Asta am mai văzut. Altceva, alte mișcări dacă știți. Uite că pe Gigel l-am prins aici și l-am făcut statuie. L-am făcut monument. Vreți și voi același lucru? Că se poate rezolva dacă vreți să intrați în istorie. Mă, frate, vină încoace. Băi, tu-ți gura. Nu faci, mă, vină încoace. Tot mă enervezi. A venit nevastă sa. Pleacă la tine acasă. Pleacă la tine acasă, du-te acasă, hai. Du-te acasă, n-ai treabă aici. Mi-am dat foc singur, n-ai văzut asta. A, dar uite-mă, dacă țin bloc, când am focul pe mine, nu mai ia din viață. Ce tare, nu știam chestia asta. Deci un fel de god mode dacă ții așa. Să cădă cu spatele. Ar fi tare să fie și un sunet de la bip, bip, știți cum au mașinile alea. De obicei sunt niște mașini mari care au să... Bip, 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 bip. Opa, are și senzor de parcare omul. Ai senzor de parcare, frate? Hai, hai, bagă-te în foc un pic, bagă-te în foc. Te rog eu. Nope. Ok, atunci. Eu sunt văd de treaba mea, voi vă plimbați pe aici dacă vreți. A, stai că l-a s-a dus singur în foc, ok. Dacă sunt așa de proști încât nici nu trebuie să-i duc eu în foc, se aruncă singuri, atunci e bine. Niște pietre și niște sticks am nevoie. Și ne apucăm de tăiat niște copaci, că trebuie să termin casa asta până la urmă. Așa, dau eu drumul ăsta. Un copac aici, mai era unul, mă, pe aici, ar trebui să mai fie. Că când am tăiat copacul ăla, erau doar doi. Doar două loguri. Și ăsta e al treilea, ar trebui să fie patru. Așa. Unde a plecat nevastă salul ăsta? Nu știu. Și dacă nu pot să dau foc la effigies, ar trebui să pot. Never mind. Hai să luăm copacii ăștia de aici. Hai să mă axez un pic pe copaci, că vreau să termin casa.
În legătură cu numele ăla, că am zis că vom denumi insula, cumva, și că voi alege din numele voastre și că vom face un straw poll. Cineva mi-a zis că mai bine aleg eu numele din numele alea, că doar e insula mea. Acum nu știu, cum vreți? Vreți să stau eu să aleg numele sau vreți să-l alegeți voi pe Facebook într-un straw poll? Lăsați-mi în comentarii cum ați vrea și vom face așa cum vreți voi până la urmă. Dar, nu știu, mă gândeam că să-l alegeți voi, că în funcție de voturi și chestii de genul ăsta ar fi fost o chestie mai interactivă, așa. Vreau să, nu știu, să mai interacționez așa mai mult. Și mi s-a părut o chestie destul de interesantă să facem chestia asta, da? O să vedem ce credeți și voi, până la urmă. Ok, nu mai am energie aproape deloc. Bag un buz. Nu știu cum, frate, deci dacă bei ceva, îți dă energie. Deci dacă bei o bere, să zicem, îți dă energie, sau dacă bei o vodka. Poate. Poate, că... Dacă stau să mă gândesc, rușii ăia au foarte multă energie și de obicei ei beau foarte multă vodka. Așa că s-ar putea să fie pe bune. 31. Problema cu zona asta, din câte am observat până cât am stat aici, e că în momentul în care îți construiești și când tai copaci, copacii poate să cadă după stânca asta. Și destul de iurea. Dar să vedem dacă pot să reușesc să-i construiesc invers, să-i tai invers. Deci să-i tai în partea asta și să vedem că, normal, când îi tai în partea asta, ar trebui să cadă în partea cealaltă. Deci îi tai aici și îi duc în partea aia. Așa ar fi logic, dar nu știu exact cum e construit jocul ăsta. Da, l-am tăiat aici și s-a dus în partea aia. Deci ce logică e asta? Așa. Să mai punem încă unul. Nu știu ce e cu ploaia asta, frate. Deci jocul ăsta cred că are ploaie infinită sau ceva. Tot timpul plouă, niciodată nu pot să țin și eu un foc deschis. Măcar, nu știu, eu știu, să mai lase ploaia asta 5 minute. Dar nu, tot timpul plouă aici. Deci uite, acum l-am tăiat încolo și s-a dus încolo, s-a dus corect de data asta. Cred că e random partea în care cade. Cred că e random. Prinde-l, prinde-l, prinde-l. Aha, era să mă duc și eu. 40, deci am făcut jumătate din cât trebuie. Asta stă aici, cred că s-a băguit sau... Femeie, te-ai băguit? Ok. Ok. Trebuie să mai fac ceva la foc. Oh. I-am dat foc lui asta! What the fuck? Poți să-i dai foc cu bricheta? Cum naiba am făcut asta? Ok, ok. Hai că a fost starea asta, nu știam. Ori a fost un bug, ori chiar poți să le dai foc cu bricheta? Ci că ține bricheta așa în față și dă foc. Și tare. Așa, tăiem și pe asta. Oh, nu. A murit? Ah, fuck. Am explodat de la ăla. Shit. O să trebuiască să ne întoarcem. Use lighter. Cine știe unde sunt? În ce cave? Mai am inventoriu măcar. Să-mi bag eu ceva. Oh, fuck. Sper să reușesc să mă întorc. Cât de iurei când se întâmplă faze de asta? Deci cât de iurea poate să fie? Na. S-o grămadă de deștea pe aici. Trebuie să fug. Hai, hai, hai. Repede, repede, fuck.
Și ăsta e băguit și nu mă las să ies. Frate, what the fuck? Și aici mă așteaptă mai mulți? Glumești? Wow, ăștia dorm în picioare, i-ați văzut? Hai că pot, hai că pot! Holy shit, am reușit. Ok, ce am să fac acum e să mă duc să salvez. Să-mi bag picioare dacă nu mă duc să salvez. Holy shit. Mi-e frică totuși că dacă salvez și n-am terminat construcția, s-ar putea să mi se buguiască, știi? Și de asta nu vreau să salvez inițial. Dacă mor, mor de tot. Și pierd totul, așa că o să mă salvez indiferent. Holy shit. Bine că îți mai dă o șansă. Snack. Să deschid toate valizele astea de aici. Și să nu vină vreun mărlan pe la spate. Cum au ei obiceiul ăsta. Nu, dar de acum nici nu-i mai sparg pe ăștia. Deci nu-i mai sparg, nu mai fac efugiuri. Îmi bag picioarele, dacă mi se mai întâmplă chestii de-astea, pe ce facem? Măcar mi-am recăpătat viața. Bănuți. Toate sunt bune și frumoase. Ok, hai să ne întoarcem sus acolo pe stâncă și să salvăm, să-mi bag picioarele. Ce sperietură am tras cu asta. Că inițial m-am gândit că zic, bă, am pierdut totul, dar am uitat că îți mai dă încă o șansă. Hai să nu pierdem timpul și să salvăm. Chiar dacă o să facă noapte, dar nu mă interesează. Decât să pierd absolut tot ce am făcut până acum, mai bine salvez. Bine că am făcut shelter-ul aici. Eu ce-am tăiat toți copacii de acolo. Așa, save. Yes. Fuck yes. Bun. Bine că am salvat. În caz de ceva pot să dau load. Hai să mai salvez o dată totuși. Doar așa de test. Să mă asigur că am salvat. Bun, aici mai avem încă jumătate. Și încă plouă. Încă plouă. Iepure, iepure. Cred că se face zi, că am salvat de două ori de aia. Dar nu-i prins, frate, uite și tu ce rapid sunt. Fuck, nu-i prins, sunt prea rapizi. Și nici nu-i vezi foarte bine pentru întuneric, dar azi când se face zi mergem la vânătoare. Azi zic eu mergem, că suntem deja aici. Suntem exact în locul potrivit pentru vânătoare.